Un grup de studenți și profesori din Statele Unite ale Americii a vizitat Valea Barcăului din județul Sălaj. Pe lângă peisajele care staie răsuflarea și istoria locală, oaspeții au fost impresionați de căldura și ospitalitatea localnicilor. Studenții americani fac parte din programul de studii agricole și comunicare din cadrul Universității din Georgia. Împreună cu un grup de masteranți ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, aceștia s-au aflat pentru câteva zile în județul Sălaj, într-un stagiu de practică. Ei au lucrat împreună pentru elaborarea unei strategii de comunicare care să ajute la promovarea turismului rural și a produselor locale. Localnicii i-au primit cu căldură și prietenie în casele lor, nu ca și turiști, ci mai degrabă ca parte din comunitate. Am acceptat cu drag să se cazeze la noi, să mergem cu ei împreună pe Valea Barcăului, în satul Preoteasa, să vadă cum se făcea țuică la fabricuța de procesare. Le-am făcut pâine în cuptor, sarmale cu păsat, moșocarne, au gustat siropuri, dulcețuri. Frumusețea satelor sălăjene și căldura cu care au fost primiți în comunitate i-au făcut pe oaspeți să se îndrăgostească de țara noastră, de mâncarea delicioasă, de poporul român și de tradițiile noastre. Totodată, studenții români și-au amintit cu drag de copilărie. Pentru noi a fost o oportunitate fantastică, în primul rând pentru că am putut să revedem locuri care ne-au amintit de casele bunicilor noștri. Și în același timp am putut să descoperim și noi niște lucruri ce țin de cultura americanilor, de felul în care muncesc, de pasiunea lor pentru a descoperi noi locuri. A fost o oportunitate fantastică. Deși le-a fost greu să exprime în câteva rânduri ce a însemnat pentru ei această vizită, studenții americani au transmis mesaje acasă. Prin intermediul cărților poștale au transmis familiei o mică parte din experiența trăită la noi în țară, despre oamenii frumoși pe care i-au întâlnit, peisajele rurale pe care le-au vizitat și, nu în ultimul rând, despre gustul mâncărurilor pe care le-au mâncat. O carte poștală va primi și Ministerul Agriculturii privind folosirea unor pesticide în agricultură interzise în Europa care afectează albinele. O să trimit și o carte poștală, nu o să trimit peste ocean, o să trimit ministrului agriculturii să reamintesc că neonicotinoidele sunt dăunătoare. Mai mult să regăsesc și în miere. La finalul vizitei pe meleagurile sălăjene, studenții au luat cu ei ca amintire decorațiuni, produse locale sau tradiționale românești.